Salut, dragii mei, salut, dragile mele! Sunteți la canalul Frumuseții Vârste Elegante. Sunt Veronica Sandu și vreau să vă prezint acum, până ce vine coafeza să mă aranjeze, cum eu, în scurt timp, undeva vreo 30 de minute, probabil, poate 40, mie, ca de obicei, nu mi-ajunge o oră să mă pregătesc rapid când mă grăbesc, pentru a merge undeva la o întâlnire sau la un spectacol. Mai des la spectacol nu mi-ajunge timp, fiindcă până ambuteiaje, până merg cu transportul public și fac tot posibilul ca în 30-40 de minute să mă încadrez. De ce am făcut toate procedurile care mi le fac înainte de a ieși și vreau să vă dau și vouă câteva sfaturi. În primul rând, după ce vin de la activitățile mele din oraș, beau un ceai din plante medicinale sau ceai verde cu imbir sau cu lămâie, îmi fac duș contrast, călduț, rece, apoi fierbinte și rece. Prefer să folosesc uleiul de duș de la Bioderma pentru ca să nu-mi aplic o cremă după duș sau, dacă dispun de timp, folosesc și crema de la Bioderma pentru a mă simți bine în pielea mea. După mă apuc de picioare. La picioare fac un masaj la tălpi cu uleiuri volatile, organice, din salvie sau lăvănțică. Pot folosi și balzamul vietnamez sau o cremă pentru picioare pentru a ne relaxa picioarele. O cremă pentru îmbunătățirea circulației venoase. O cremă care conține caștan, arnica, traumel pot să aplic. Între timp îmi pregătesc și mâinile. Pentru mânuțe am o cremă din extract de melc, din cosmetica coreeană, sau oarecare cremă, sau pot aplica unt de cocos la cremă de mâini și amestec bine, îmi aplic pe mâini, îmbrac mânușițe și atât. Față, îmi pregătesc o mască foarte bună înainte de a ieși drojdii cu gălbenuș. Se amestecă bine, se aplică pe față, se lasă nu mai mult de 10 minute, mai ales pentru pielea sensibilă, pe pielea iritată, căci nu toate tipurile de pele, nu la toate tipurile de piele le convine drojdia sau dacă simțiți că nu vă merge această mască, aplicați masca voastră dorită. Vă relaxați. Puteți să ascultați o muzică, puteți să stați liniștite, puteți să vă puneți o aromă pentru calmare și, în scurt timp, sunteți în formă. Mie mi-ajunge pentru coafor, coafeza mea mă aranjează în 15 minute, așa că eu merg să mă pregătesc pentru ca să vină coafeza. Eu vă doresc zile frumoase, zile plăcute, minunate și tot timpul să fiți relaxate, liniștite, calmate, căci totul le reușim. La revedere, vă îmbrățișez și vă iubesc!